În cartea Proverbele, la capitolul 20, cu versetul 1, stă scris: Vinul este bagiocoritor. Băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Înțeleptul Solomon ne avertizează împotriva efectelor negative ale alcoolului, care poate distruge idealul lui Dumnezeu față de creația sa. Cartea. Proverbele vorbește mult despre înțelepciunea omenească și oferă sfaturi și avertizări prin care persoanele care iau aminte pot ajunge cu adevărat la statutul de oameni înțelepți. În această carte de proverbe apar liste întregi de practici care trebuie aplicate în viață pentru a ajunge înțelept. Însă, apare și o listă de lucruri care, în opinia lui Solomon, trebuie evitate în totalitate, iar în lista aceasta băuturile alcoolice ocupă un loc extrem de important. El consideră că aceste băuturi sunt unul din factorii importanți care afectează grav capacitatea de a lua decizii înțelepte. În Proverbele 23, de la versetul 29 până la versetul 35. Autorul vorbește într-un mod și mai detaliat despre această problemă, dezvăluind faptul că pericolul nu apare doar în momentul consumului excesiv al băuturilor alcoolice, ci pericolul se află deja în momentul contactului vizual, atunci când ochii poftesc aceste băuturi. Vorbind despre băuturile alcoolice. Autoarea Ellen White spunea următorul lucru, citez, Satana îi ispitește pe oameni să-și îngăduie lucruri care le vor întuneca rațiunea și le vor amorți înțelegerea spirituală. Dar Hristos ne învață să aducem natura inferioară în stare de supunere. În spatele tuturor obiceilor nesănătoase care ne afectează corpul și mintea, în realitate, se află vrăjmașul nostru și al lui Dumnezeu. Dorința lui este de a ne împiedica să avem o minte curată și limpede, pe care să o putem folosi pentru a lua decizii înțelepte și pentru a trăi după principiile frumoase ale Creatorului nostru. Te provoc să fii înțelept. Alege să nu te uiți, să nu guști și să nu consumi băuturi alcoolice. Ascultă sfatul inspirat al lui Dumnezeu oferit prin Sfintele Scripturi, deoarece ele sunt de folos să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.